eu sunt Steaua București. Cum e să fii capitan la Steaua? E un sentiment unic. Să fii capitan la Steaua la 23 de ani, dar în același timp este o mare responsabilitate. E o responsabilitate pentru echipă, dar și pentru cei care vin și ne susțin la fiecare meci și vor mai mult și mai mult. În același timp îmi doresc să fiu un exemplu pozitiv pentru echipă și pentru tinerii care vin în spate. Ce ai simțit în momentul în care ți-ai pus pentru prima dată pe braț banderola de capitan al Stelei? Am simțit o încărcătură foarte mare. În același timp o mândrie, dar am fost foarte fericit că am fost desemnat de Daniel să fiu capitan. De ce crezi că ai fost ales în această postură? Probabil că sunt unul dintre cei mai vechi jucători. Sunt aici de 5 ani de zile. Știu ce înseamnă responsabilitatea la această echipă și cred cu tărie că sunt și un jucător care merit să fiu capitan. Cum a început aventura ta la Steaua? Cred că acum 6 sau 7 ani am fost, eu în acea perioadă eram la Chiajna junior și domnul Laghi Andrei, pe care l-am avut antrenor aici la Steaua 2 ani de zile, la juniori, m-a dorit aici. Am spus că eu nu pot să ratez această oportunitate și am venit aici. Îți mai aduci aminte prima ta zi în Ghencea? Eram un grup de 10 băieți aduși de la diferite echipe. Am început antrenamentele și de atunci totul s-a schimbat. Care este antrenorul de la care ai învățat cel mai mult de când ești la noi în club? Clar, pentru mine ca și jucător este Daniel Oprița, pentru că de la el am învățat tot. Normal, aș putea spune Marius Lăcătuș, dar cu el am jucat un singur an. Cu Daniel Oprița suntem în aceeași barcă, dacă pot să spun așa, de aproape 5 ani de zile. Care este cea mai mare calitate a ta ca jucător? Probabil dorința de rezultat, dorința de a juca, dorința de a arăta că pot și că sunt bun. În acest sezon ai marcat deja 2 goluri, primele tale reușite în tricoul Stelei în Liga 2. Cum te simți după ce înscrii? E un sentiment unic, sunt fericit că pot să ajut echipa să marchez sau să îndeplinim obiectivul pe care noi l-am propus. Sunt foarte fericit și sper să o țin tot așa. Cum ai trăit, din punct de vedere personal, perioada de peste o lună și jumătate în care Steaua nu a obținut nicio victorie în acest sezon? Te frământă situația echipei și când ajungi acasă sau odată ce ești din bază uiți și îți vezi de viața ta personală? A fost, cred că, printre singura lună sau singurele 2 luni în care, de când sunt aici, am pățit așa ceva. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu câștigăm sau ok, că pierdeam un meci, dar după aceea veneau 2-3 victorii în acești ani de zile. Pentru mine a fost o perioadă foarte grea, pentru că nu am mai trăit așa ceva. Și din păcate nu poți să ieși de aici, te duci acasă să fii fericit sau să uiți totul. Ai plâns vreodată după vreun meci al Stelei? Nu am plâns pentru că nu sunt genul să plâng, dar normal, am fost foarte supărat. Ești evaluat de către site-ul Transfermarkt la 200.000 de euro. Crezi că aceasta e valoarea ta sau ar trebui să fie suma mai mare? Nu știu, nu mă pricep la evaluări de genul acesta. Dacă ei au spus că asta e valoarea mea în momentul de față, eu o să muncesc mai mult și o să crească valoarea sezonul viitor. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ar fi posibil, ce jucător din întreaga istoria Stelei ți-ai dori să-l ai ca și coechipier acum? Mi-aș dori fără să mă gândesc o secundă la domnul Marius Lăcătuș. Spiritul acestuia, cred că am avea nevoie cu toții de el. Care este cel mai mare vis al tău ca jucător la Steaua? Eu am spus-o și acum 5 ani, și acum 4 ani, și acum 3 ani, și acum 2 ani, și acum 1 an. Îmi doresc să joc cu Steaua Liga 1.